În finala competiției pentru capitala Earth Hour 2013, care este programată pentru data de 9 martie, a intrat și municipiul Botoșani alături de Timișoara și Ploiești. Cel mai mare punctaj pe grila de evaluare a fost obținut de Timișoara, 81,3 puncte din 100, care participă pentru a doua oară la competiție. Botoșaniul fiind situat pe locul secund cu 75,6 puncte, iar Ploieștiul pe locul 3 cu 59,6 puncte. Municipiul Botoșani se află pentru prima dată în finala acestei competiții. Cele mai apreciate categorii au fost cele referitoare la spațiile verzi cu 27,34 de metri pătrați pe cap de locuitor peste media europeană și la educație pentru proiectele din trecut, iar în ceea ce privește proiectele pentru viitor, cele mai apreciate au fost cele privind transportul. Botoșaniul a obținut punctajul maxim 10 pentru modul în care primăria și instituțiile publice din subordine au utilizat platforma electronică pentru raportarea deșeurilor colectate selectiv. Ora Pământului este o întrecere între orașele din România organizată în contextul unui eveniment internațional, programat pentru 23 martie în intervalul 20-30-21-30. Evenimentul Ora Pământului continuă tradiția binecunoscută a stingerii luminilor în mod simbolic, dar se constituie pentru municipalități și cetățeni deopotrivă într-o nouă oportunitate de a-și arăta grija pentru mediu și puterea de mobilizare.